Bună ziua! Bună Pace. Ziua! Avem invitat special pe Carmen. Mă fac așa să o vedeți. E bine? O vedeți? Nu o vedeți. O vedeți? Aprinde lumina. O vedeți acum. Eu am vrut să pun pe Carmen în față, dar n-o vrut ea. Nu, este lângă Natalia. Noi am făcut, început când a venit Carmen la noi, la video, dar din păcate, nemai având spațiu, n-am fost atent că vorbeam, era gălăgie și am șters și începutul la video când a venit Carmen și i-a dus la Natalia mici cadouri. Dar în rest avem filmare, numai începutul, nu? Când s-au îmbrățișat și așa mai departe, îmi pare tare rău, asta e să mai întâmplă. Dar acum facem începutul la video nostru. Carmen este cu noi și mergem la ce bea. Vă pup, dragii mei, și bine v-am găsit! Trebuie să lași, adică trebuie să vii, că ea te-a lăsat, trebuie să vii aici. Mă fac să mai spun și tu un cuvânt două. Păi, dar nu m-a lăsat Natalia. Ah. Păi da. Am înțeles. Natalia a vrut Carmen vină la lângă mine. Ori. Mergem la magazinul ungurești, ce bea, la Carmen nu a fost. Ai fost? Ai fost? Da, da. Ai mai fost cu noi? Am mai fost și mi-a plăcut tare mult. Ok, și ce vrei să-ți cumperi? Lasă să vă nu-i data lui Sorin. Oh. În primul rând, făină lui mama. I-a plăcut făina aia? Da. Mai știi de care ai luat? Nu. Lasă că spun eu de mă bazez pe voi. Pe mine. Da, proteină nu știu cât. Am înțeles. Știi tu. Știu. Și Bușa știe. Nu știe. Nu știu eu, nu? Hai pe tine. Eu învăț pe ea. Da? Deci, eu știu ungurește. Până nu o știu daci cu treburi din astea, eu știu să iau că-i făină ungurească și luam din aia galbenă, hârtia galbenă, nu știu cum o chema. Finom lis sau ghirmeni. Da. Bun, am bun. Nu, din aia nu am. Aici e clubul șmețel, vă rog să nu spune. Vă luăm și pe voi cu noi, ne plimbăm puțin. Astăzi nu știu dacă o să filmăm mare lucru, că Natalia n-am lăsat-o la grădiniță, i-am făcut programare la doctor... I-ai făcut la Felin? Da, la doctor homeopat. Fiindcă de fiecare dată când am mers la doctor homeopat, o avut Natalia... un răspuns bun la tratamentul de la doctor și vrem să o scăpăm de tusa asta, că mergem la grădiniță, sărăcește, iară tusă. Deci mă gândesc că tusa aia se liniștește, că se liniștește răceala, dar ea tot mai rămâne în piept. Și atunci când ia răceala de la grădiniță, iară se activează. Tare mă supără că o aud că e prezent acolo în plămâni. Am încercat. Puteți să-mi spuneți tratamente, cum sunt tratamente, le-am încercat. Majoritatea. Cineva a spus de pastile de lapte de măgăriță. Nu, ea nu ia pastile și am luat lapte de măgăriță și nu prea au ajutat. Știi foarte bine. Probabil că trebuie un timp mai delungat. Vedem. Dar eu știu că tratamentul de la doctorul Androm Călin e bun și o să ajute. O să mergem că luni sau joi, când e de dimineață. Ne pune așa printre programați. Da, ce putem să facem? Decât să luptăm. Vremurile astea care sunt. Răcerea a fost tot timpul, dar nu știu dacă a fost ca și acum răcerea așa banală, de nimica toată. Nu știu dacă nu am mai... Deocamdată e vremea urâtă și parcă așa mi-e și... Parcă așa e și dispoziția mea, dar cu timpul trebuie să se îmbunătățească... Să-ți revii. Atmosfera. Să iese soarele. Da, așteptăm. Aștept și eu ca cățeaua mea. Are un loc, cățeaua mea, unde știe, mă, când răsare soarele, dacă o vezi cum stă, deci zici că nu e adevărat.
stă așa cu burta cumva și așteaptă să vină razele de soare pe ea. Așa aștept și eu acum să vină soarele. Trebuie să mă deschid la haine. Răsare soarele. I-am pus înăuntru în cușcă de tate. Tate le scoate afară deșteaptă. Asta este. Avem examen în față. Când am dat eu examenul, m-a tăiat unul în Aradul Nou. Mi-a tăiat calea și mi-a spus poliția să-l urmăresc. Fai ce ciudă mică, n-aș ce să conduc atunci ca acum. Am avut împuternicire de la instructor, de la polițist. Mamă, ce aș fi făcut? Cred că l-aș fi luat transpirațiile pe polițist. Of. N-am reacționat atunci. Stai că mai și oprește. Nu poți să faci nimic. Lasă-l. Bucătarul cu tine. Asta e? Dacă bucătarul ar fi rămas acasă? Un bucătar nu poate bucătări. Nu vin aici să mănânc. Mi-e atâta să mănânc. Un păpucar nu poate să bucări. Deci mergem la CPA. Abia acum. Pe cine? Pe oameni. A, le-am văzut. Aici suntem la UTA. Aici este sigilatoriu, Penny, fabrica de la Cerb Albastru. Și în față strada Câmpul Liniștii. Asta, fiindcă m-am mai
întrebat că unde se află ce bea. Aici, pe câmpul liniște. Să vedem ce e aici. Da. N-am fost niciodată. Autentic românesc. Astea nu au fost până acum aici, de când știu eu. Au fost, dar noi nu le-am văzut. Aici este ce de aia. Noi numai ce ne interesează. Samir cu covoare. Sami, aici sunt covoarele tale. Uite aici. Sami, verul meu. Nu se uită la noi, că n-are timp de TikTok. Mergem la CBA. Da, suntem la CBA. Merem direct la făină. Făină în partea aialaltă. Puteți să mergeți și așa, să dați o rândă pe aici. Carmen, îți ia la micul dejun. Hai că Carmen a vrut să și e salam pentru câini. Iar o să am probleme cu melodiile astea. Asta e cafea mea preferată. Deci aici e cel mai bun din cel mai bun preț. Cel mai bun preț din oraș. Cu 60 de lei. N-am văzut mai bine, mai bun preț. Super. Mai am cafea acasă, dar nu pot să nu iau când e așa ieftină. Ce tare miroasă. Super. Natalia vrea popcorn, dar să vedem care este pentru cratiță. Asta e pentru microunde, noi nu avem microunde și nici nu folosim. Trebuie să vadă, tati. Trebuie să fie așa. Asta e pentru microunde, cald și crocant. Micro, da, micro. Ah, uite, acolo jos, acum văd. Asta e pentru microunde, vezi? Așa ne trebuie nouă, iubita. E pentru microunde, pentru cratiță. Bravo! A luat pentru film? Pentru film. Natalia face popcorn și vrea să pun un film de copii și atunci se uită la film și mâncă popcorn. O văzut eu așa la televizor și... Îi place și ei să facă la fel. Unde e Angie? Asta e a nostru. Asta e a nostru. Aha. Vrei să-i arăți filmul cu Sonic la Carmen? Da. Da, da. Nu prea-mi place că să uită Natalia. La film cu Sonic, că a învățat. Pachete cu... A învățat ceva de la Sonic, Natalia, și nu-i frumos să lovească. Ok. Ia spaghete. Da, iubita mea. Vrei spaghete? Am luat, iubita. Avem două cutii acasă. Ok. Am luat două cutii de la Barilla. Natalia, știi ce mai are tati acasă? Cuș-cuș. Trebuie să-ți fac. Cuș-cuș. Cuș-cuș.
Aici trebuie să pun melodii pe ăsta. Să am de lucru. Da, Evita. Vin să văd. Ce ai văzut? Minions. Ce minions vezi? Ha? Uite, ăsta e fain, Natalia. Ăsta e fain. Vrei o? No, ia-ți un nou. No. Stai să văd, ăsta e cu Mickey Mouse. Ăsta e cu iepuraș și cu papagal. Alea de jos sunt cu Mickey Mouse. Stai să văd, ăsta e cu... Ăsta e cu Minion. Minion. Vrei cu Minion? Nu. Sau cu Mickey? Cu no, Mickey Mouse. Stai să vedem cum facem. Uite așa. Nu pot cu mâna. Așa. Hai, ia unu. Așa. Mai ia și de restul. Asta trebuie tras așa de nu pot cu mâna. Nu e acolo căruțul. Pune acolo. Pune acolo. Hai, mergem la făină. Nu are rețetă. Mami. Fasole cu cârnaț. Da. Cu cârnăciori. Așa vreau. Ok. Mami, faci? Da, da. Ce faci? Dacă te vine poliția? O zi cineva să nu mai glumesc cu poliția. Să facă Natalia pipi în pat, nu. Chiar așa. Cu spumă. E frișcă. Frișcă? Da. Frișcă. Ok. Ce? Sucuri? Da. Carmen, ce suc bei? Cola, Fanta, Sprite. Natural. Alege ce vrei. Un cola. Cola? Nu cola. Cola e... Nu cola. Din ăsta, stai puțin, dacă e... Lasă-mi iau eu. Nu, eu iau să avem în casă, da. Vezi că pică jos. Du-te, bunica, ajută-o. Asta e, asta e firmă ungurească. Și ce, nu sunt bune? Ba, chiar sunt bune. Te-ați cu chimicale, îți colorează intestinele. Da, de capă, mi le colorează. Șerps. Vei? Șerps. Hai că iau eu. Iau eu de capul meu că văd că tu nu ești hotărâtă. Stai să văd că nu. Iau Sprite, Fanta, Cola. Nu? Ha? No, ia să vezi cum îți. Nu le cunoști astea. Nu le cunoști. Sunt foarte faine.
Asta e de struguri. Păi zici că iar încolorează mațele. Păi sigur o să-ți colorează, coloreze mațele. Dar ăsta n-are colorant în el. Asta de ce e? De? Struguri. Ce-o struguri colorați. Negri. Da, mamă. Ăsta îi dă vișine. Ăsta îi dă lămâie. Ăsta îi dă soc. Da, de soc. De uite soc. Aici. Ăsta? Aha. Și da. Chiar sunt faine astea. Ăsta am vrut de soc. Da. Nu, ia. Ia două. Nu iei tu. Ba, da. Bine. A, nu mă știu, aici. Ioi, am dat un telefon. Lapte pentru acasă. Cine a luat șampanie, oare? Andy. Iar vrea noroc. Șampanie. E la... Micinalst. Să luăm ceva și să mâncăm de dimineață. Ok. Trebuie să pun pe pauză, că poate nu-i place la doamnele astea. Ok. Carmen, da. Uite ce am luat. Ce sunt astea? De curcan. A, da, sunt foarte buni. Ce fain e-s. Știu, și eu ar trebui să mai aud. De unde uite, o play așa, una din asta. O, păi ești la Timișoara, e foarte scurt. Da? Unde nu, uite, dacă vrei, lasă-s astea două ție. Ok. Le cum, dar eu le plătesc. Nu. Carmen, eu nu. Le plătesc. Ascultă-mă, și iau și să mâncăm la noi acasă. Știi? De dimineață. Nu ne certăm, stai niște. Apetisant arată pizza asta. Zici că e de casă. Nu știu la ce preț e. Pizza family, 1 kg, 17 lei. Interesant. Aici sunt o grămadă de... Mami, să știi că la Kaufland nu este așa multe legume. Ia, vine aici, mami. Uite-te și tu ce faine legume ai aici. Da, la Kaufland nu există așa multe. Nu e așa variat. Da, pe mine mă interesează afară de mazăre și fasole verde. Ce să mai iau? Aia întrebam și eu de unde ia mazărea aia foarte fană. Aia de la Lidl, aia de la Lidl, da. Brocoli, dacă iau, iau. Nu știu, de ce nu-ți iei ceva de aici? Lapte. Cum o fi? Nu știu cum o fi, Carmen. 2,8 grăsime, habar n-am. Ce nu știu? Nici eu nu cunosc. Ăsta știu, Carmen, că e ok, miso ăsta. Dar nu știu dacă nu e băutură cu lapte. Nu, eu am luat unul din asta. Ah. Oare e lapte? Nu, nu știu. Asta e băutură din lapte și nu. Permeat. Ai, nu-i lapte curat. Nu, și ăsta? Care l-am luat eu? Slovacia. Unde scrie românește? Slovacia, Cehia, Ungaria. Slovacia, nu știu. Ah. Lapte semi-degresat UHT. Ok, e lapte. Deci am luat bine. Da. Așa. Am luat și zahăr. Carmen și-o luat și făină din aia care o luăm noi. N-am luat niște plase cu noi și aveam atâtea plase acolo. Acasă, da. Acasă, da. Noi nu ne-am gândit. Nu ne-am gândit. Nu suntem atât de gânditori. Mergem la... Mergem până la magazinul Nemțescu Curt. Mergem curț. Curț înseamnă scurt. Mami, vine să vorbesc pe nemțești acum. Simți doar ție, dar... Nu, dar rimează. Vie, virgen, curț, bani curt. Etwas Einkaufen.
etwas zum Anschauen und dann gleich wieder nach Hause oder auf die Markt bei Mihai Viteazul. Wir müssen noch bei den Marco Galvin gehen. Dort sind unsere Freundinnen und einen Kaffee trinken. Aber wo wir jetzt gehen, wir wissen noch nicht, weil ich kenne mich nicht so gut hier aus. Angie, muss ich hier links? Ja, okay. Ja, ja. Nobby, aber mit dem Picknick, siehst du? Parcă mi-e dor să vorbesc cu pic de înțește, da? N-ai cu cine. Ha? N-ai cu cine. O să vorbesc eu cu Natalia, numai să mai crească. Și cu Angie. Angie, trebuie să mă veți ea ungurește. Mm-hmm. Hai. Așteaptă. Doamne, câte lingi aici. Ce știi tu? Nu știu. Crons, crons. O mânca Natalia unul ușor, dar e ora 1 și acum mi-a prins pe drum. O zis de McDonald's, dar până atunci mâncă de pomber. Pomber, da. Nu pomber, de pomber. Da, așa le cheamă, pomber. Aici ies la bat, cred că. Nu, Angie? Aici gulești foarte mult. Vreau să-ți luat înapoi pe acolo, pe unde e și să o iei pe acolo, pe spate, pe la urs, și direct te ajungi acolo. Păi de ce nu mai spus? Și acum trebuie să o iei așa, nu? Acolo, uite, acolo trebuie să ajung. Carmen, ai văzut iepuri pe câmpi? Nu, eu cu Angie am treabă. Ai grijă la drum. A, aici îi cetul. Aici se sugerea tu. E bine, mă, ce ai. Da. N-am înconjurat nimic. Am ocolit un pic trafic. Carmen, tu nu știi sârbește? Nu. Dacă mai vorbim și sârbește... Păi acolo la Timișoara se cunoște limba sârbă. Mai da, dar n-am cunoscut niciun sârb. Mami, ce înseamnă staticot? Nu știu. Păi tu m-ai spus. Nu. Nu înseamnă pe sârbește, ce mai faci? Nu. Dar să-mi spui ce mai faci. Sta treaba lui ce vrei. Aha. Sta... Da, am ieșit la bat aici, fac stânga și acolo e curt. Cum ai întrebat? Că stai? Staticot, bat. Nu, asta nu știu. Dar ce cai? Că nu vezi ca șampania lângă mine. Ce cai? Lasă mai încet, cred că. Ce cai? Da? Da. Cum ai spus, mami, mai încet? Ce cai? Ce cai tu? Ce cai bre? Ce cai bre, așa. Ce cai bre? Și
Și acum Angie se întrebe, ești tate, nu știu cum. Nu vezi, Angie, că uite, aici am ieșit la curte. Da, da. Ba, ce circulație aici. Da, aici că este și faianță de unde mor. Și m-am dus, băi, m-am dus prea în față, mai văzut, m-am dus, băi, se m-a făcut acolo, să mă dăm. Aici e drum de tranzit, foarte aglomerat. Dacă m-a ăsta cu tir, unde o ia? La stânga lui. Da, da. Da, este semafor. Dar să știi că mulți ani nu au fost aici semafoare. Da, mulți ani semafoare și... Accidente. Uite acolo, m-am imaginat. Ăla merg cu el până la Benșec. Poate vrei să zici pe deal. Da, merge ăla pe deal. Liniștit. Uite-te, acum când melodiile ce le-am auzit acolo. În sfârșit e ca, verde. E bine. Așa. Aici Carmen este faianță italienească și grese, foarte faină. Baie și bucătărie. Când e muț aici, eu să renovez baia. Eu îți fac piscină. Martori. Prietene, piscine faci? Da. Dar tu știi să faci piscină? Voi plătim dacă nu știu. Deci ați auzit, da? Sunteți 100.000 și ceva de martori. Eu îi fac baie la Carmen, numai să nu ți-l arat. Ce râde, Natalia? Ci că s-o crezi tu, nu Natalia? Uite, uite mașina asta e de la tine. Ia asta. Timișoara. Carmen. Uite, asta e de la Cimișoara. Unsere kleine Laden. Kurz? Furz? Nu, Kurt. Cine știa cum alențește, am glumit. Rău de tot. Ok. Natalia și-au găsit doi ochișori frumoși. Ce e ăsta, crocodil? Pardon. Crocodil, ăsta-i dinții. E dinții? Dar a cui? Șopârlă? Nu, să văd, ai dinții! Trebuie să văd și eu! Ok. Iară trebuie să pun melodie aici. Gelul de duș fa cu 8 lei. Da, se sunt fiit acum. Dar cât o fost? 6? Da. Angie, dar ce scârți așa? Da, pleacă-l un pic. Uite, Carmen. Da. Asta e pentru brânzeturi. Pentru brânzeturi, da. Așa ceva. Da, da. Frumos. Și pe da. 8-7 lei. Lasă, mami, că să-mi pute brânza în el. Lasă la aer afară. Mereu și la metro. Ce să fac la metro? Să-mi iau tavă din aia îngustă. Ah. Și să-mi iau
Perinuțele alea roz, care tot am zis că până la urmă nu mai ok. Păi nu s-o luate nu. Doamnele de la Macucante? Da, le-a luat Angie. A, le-a luat Angie. Dar nu, că nu le trebuie, le-a luat nu, Natalia. Nu, lasă-le, asta-mi place mie. Ok, melisie sau ce-s? Nu știu, dar... Merge pe pită. Da, dacă-l pui, merge. Ok, bun, m-am luat. Să știi că e mai bun Glen ca și duș-daț. Da. E mai bun. Da, ăsta e șampon de... A, e șampon ăla? Da. Da, iubita mea. Gelatină cu pește. Gelatină cu pește? Nu-i, mami, nu-i pește ăsta. E numai formă de pește, dar nu sunt ca alea cu ulei de pește, știi? Da, e gelatină. Vrei asta? Da, că nu trebuie ce. Nu bine, iubita mea. Este să-ți zic care e pisică. Pisică de mare, da. Nu, este uite aici cu coada asta, îmi punge, e periculoasă. Tipare. Asta unde? Ăsta e delfinul, e balena. Asta a fost la coiceaba asta. Stai că nici nu mai știu. Jellyfish. De la SpongeBob? Da, de la SpongeBob. Meduză, la, nu mai la, știu. De la chinez. De la chinez? Nu, la... Da. Care a dus Adidas și Cameria. Cam... A lucru, a fost aici, în Panda. Panda. Camelia a fost la vacanță și ai văzut tu animalul ăsta acolo unde a fost ea? Poate în acvariu, mai știi? Își amintește, a vine ceva, minte. Angi, cum cheamă animalul ăsta? Jellyfish în engleză știu. Meduză. Așa am zis eu. Avem să punem în lichid. Ce nu mai avem? Fervețele umede. Dacă este aici. Mă duc și la doamnele să văd ce mai fac. Noi mergem la Macu Galben la piață. Nu mergem la McDonald's. Vrei la McDonald's? Sunt foame, iubita. Lasă-ți fac acasă comandă. Ce? Nu-i voi să fac așa ceva? Natalia, dar noi nu vrem la McDonald's, nu o să mânce nimeni, numai tu. Îți iau la pachet? Nu, da, la mașină. Îți iau la mașină? Da! Ok, da, bine. Și după aia mergem la piață mic. Invităm pe Eva și pe Mari, nu știu dacă o să vină și Mari. Și o să facă Eva tiramisu. Trebuie să-i cumperi, dar ce trebuie? Da! Biscuiți din alea, sau cum le cheamă, și mascarpone. Atunci trebuie să merg la caucă. O să mă duc, eu mai de seara, nu-i musai acum. Cu voi, cu toți, că n-am chef să mă plimb cu voi, cu toți. În toate locurile, că aia am 5 minute. Aici suntem în Vlaicu, dar prin spate, pe strada Poetului. Aici au avut Angie garsonieră pe strada Ursului, îți arăt imediat. Stradă mai... Așa, mai... Asta, nu? Unde sunt locurile? Mai modeste. Arme, poftim? Aici, la blocurile astea, au fost Angie. Aici e un frate care are servis pentru
reparații de climă. Da, ce știe drumul ăsta și în dus. Oi, oi. Nu e asta, asta este strada copilor, are la interior să nu uită. Și aici e și un internat de la Laicu sau Boltiș, Boltiș. Aici e strada Ursulei. Natalia, la mine în cape. Așa. Că nu se știe unde în cape. La mine în burtă, mai în cape. Textile. Calitate, dar preț de bate calitate. Mă încadrez greșit, intenționat, să-l văd pe fratele. De la aceeași firmă, dar e altă mașină, că era băgat de soare, de seama. Tramvaiul, ce să-i fac? Ce să fac? Ce-a făcut? Păi, mâna. Aaa, să te bagi în față. Cam în dreapta mea școală și trebuie să concentreze să plece de pe loc. Tot timp moare și motorul și am și noroc. Ce băiat în mine. Trebuie să-i fac loc la tramvai. Așa mi-o prind semaforul în X0. Ce miroase popcorn-ul. Vezi tu? Am rezolvat. Of, domnul Bibas. Mai reparați trecerea asta peste liniile de tramvai. Că și dacă treci cu tancul se simte. Când a venit Robert. Acum în martie o să vină la Dedeman. La Dedeman, da. Vine tot Bucureștiul, tot directorii de Dedeman din țară. N-au ce să facă. Să plimbă și o să stea mult aici. Am rezolvat-o pe Natalia.
McDonald's-ul ei. Și acum mergem la fetele de la Macuca. Ți-e foame de mâși popcorn? Nu. Da? Am mâncat cartofi ce am făcut aseară la Florica. De cauza asta tot zici că mai stăm. Eu te-am întrebat, nu te-ai sens bine, dar nu mai zic că n-ai nimic. Nu, și acum vreau să repar ce am greșit. Hai. De parcă tu nu știi că dacă mânci cartofi să mă fi gol, ai probleme. Ca fără pizza sau? Acum e ca. Acolo de viață mă duc. Nu te faci ca polițistul ăla. Hai pune pe YouTube. Cum se cheamă? Că nu mai ești panic. Am văzut. Am văzut. O cânt. Nu-mi vine acum. Dar ce vrei tu cu melodia aia acum? Acum melodia aia. Mă lasă-mi fără că nu-i grupul Eldad. Lasă-mă că nici nu vreau să mă amintesc. Eu cine sunt? Natalia, vrei? Da, pune-ți,
stat acolo. E bun la carne. Mă lasă pe bă, carne. Da? Ce? Până-i pui. Dar nu vreau da ce. La care s-a omorât. Nu e ăla. Da, ăla. Avicii. Avicii. Yeah. Avicii. Da. Ha? Avicii. Ia iurea. Ia iurea tot. Ce vei tu. Știu că ăla. Avicii. Avicii. Nu, bă. Noi suntem la piață. Mami a mers în hală. Noi mergem la fetele de la Macul Galben un pic. Eu ce-i? Natalia, cum ești prima. Îi place foarte mult la fete să meargă. Ne-am auzit deja. Caută, Angie, caută! Bună ziua! Ce faceți voi? Noi așteptăm prieții. Era să mă împiedic, ceau! N-ai văzut tot, las că vezi de seară. Ați închis? Am văzut aici cu spurgerea o problemă. Ok. O situație, cum spune dirigintea lui fiul meu, nu spune problemă, o situație. La ea orice situație, dragă. Nu știu dacă ar vrea aici să mânce, hei. O situație, da. Natalia, poftă bună. Mă duc să fumez o țigară. Cel mai bine. Deja? Cel mai bine. Lingurițe. Da, sigur, acolo jos. Dar cum ați spus, cum le-ați spus, ați strâns toate și ați le-ați spus înăuntru? La trei. Ah, mergeți în mine de acasă, ok. Am înțeles. Aaa, am uitat. O bucățică de tort. Hai aici. De la ziua lui fiul mare. Ăla mic era să zic, dar ăla mic e... Ăla mare. E 14 ani. Domnul să-l binecuvinteze cu sănătate și înțelepciune. Toată lumea trăia ca mea sau? Da. Nu, primim și tort. Mulțumim. Nu știi tu. Nu știi tu unde e. Vezi că nu e înregistrat. Eva, cum îmi asum. Faină. Cum o să fie cafeaua? Așa că faină. Pune unde vrei tu. Mamă, ce faină e. Are lingurița de zi, e comandată? Da, și... Ai făcut-o tu? Adică despre ce vorbim? Oameni, cum îți vrei ca așa ceva? Asta e faină! Da! Ce faină, e serios, foarte faină! Tu mai auzi vorba mea, că eu la lucru fac plăcinte, e un tipul liber totul! Ok!
Wow! Mari, bravo! Oreo, da? Și de ce nu face să vindeți? Ah, hai, bunica! Când să mai... Nu mai ajunge timpul. Bună, bunica! Nu că n-ajunge, de ce vreau făcut prea? Un trecut, l-am adus astăzi un trecut. Nu mai este mărin. Uite acolo, da. Vă rog. Atâta vrei să mânci? Nu știu. Mă ajut și tu. Carmen, uite și tu ai. Mami nu mâncă dulce. Bunica! Mama! Nu mă înțeleg! Angela are cea mai mare călie. Cine? Angela. A, dacă i-ai tăți o flământă. Mănâncă liniștită! Ce-i mai? N-ai fost pe fază. Nu? Mănâncă liniștită! Da. Dar așa de bună îi, crede-mă, dacă nu... Numai vreo 7 kg au avut Angela. Mamă! Noi, familia mea, cam ne place de tentor, ne place să mâncăm. Eu nu pot să fac unul de 3 kg. Da. Și mă pus pe unul ăsta, eu promit că mai fac unul, dar... Fain. Foarte fain. Nu mai am fost zi 2 ani, să te află. No, Mari, dacă o să vadă acum prietenii noștri, o să ne ceară rețeta. Rețeta asta, sigurat, trebuie făcută. Mai... Mai... Mare, sigur. Putem face și asta. Deci nu mai facem piramida. Ceva sărat. Da, facem din asta. Mai din asta facem. Da. S-a schimbat. Păi am zis că facem tiramisu, mami. O să facem asta, gata. Te rog, nu vrea să mănânce. Deci mă cer, vrea să mănânce. Ați văzut? Dar ce parte cu mine? Da. Dar ce am, o să vorbesc. Da. Deci tiramisu facem altă dată, fiindcă acum e Carmen și vreau tortul ăsta că e super. Asta cred că trebuie să-i dau la Mari o zi liberă ca să... Mami, dar eu am pus o treabă și acum dacă mă schimb nu-mi place. Angie, cafeaua. Angie. Așa. Cu lapte fără zahăr. Și la Mari cafea? Cu zahăr. Nu, nu mai fă, că numai ce-am băut. Mersi. Numai ce-am băut. Trebuie să facem tiramisu dacă am zis că vreau să fac tiramisu. Okay. Nu știu acum dacă e... Păi eu spun că ăsta... Poate în altă zi. Altă dată. Altă dată. Dacă le-ai zis că... Da. Cum e Carmen? Las că vin, imediat. Păcat să-mi fie. Da? Altă dată să faci tiramisu. Mai pe sâmbătă aia altă. Hai să și eu, că e Carmen. Întreabă pe Mari. Mari, ai chef? Nu ca, am chef, dar ai un fel de lucru cu el, știi? Trebuie lăsată crema câteva ore la frigider. Da. Îi un pic... De lucru. Da. Crema cum e? Cum o faci cu crema? O cremă de vanilie fiartă pe foc. Exact. Care vine răcită puțin și amestecată cu o frișcă bătută și cu o gelatină. No, asta nu o face eu. De la format. No, dă-i o rețetă la mami. Până nu vii tu. Au. Știi? Și acum blatul cum îl faci? Blat simplu, simplu, cu cacao. Cu cacao. Și așa biscuiți Oreo în siropat. Da. Tu mi-o zic că-i place că nu e așa de dulce. Foarte și nu fain. E cu unt. Da, e fresh, așa, e ușoară. Zice copilul niște prieteni, în sfârșit, tort fără fructe. Am mâncat popcorn. Stai să spun, nu. Am mâncat popcorn, dar nu mai pot, că de să fie, să știi. Am mâncat popcorn și am băut apă. Pe bune, dacă nu se spune. Aici, la mine. Hai că eu nu mai filmez. Hai că vreau să zic ceva. Da, Natalia? Cine le-a făcut? Spune, aceasta este realizarea mea. Realizarea e singură, ea e limită. Nu, să nu le dai jos. Bravo, bravo Natalia! Bravo, sincerța mea, bravo! De ce are-o făcut? Da. Ia-o pus. Da, da. Să vedeți video ce l-am pus astăzi. O plecat bunicul. Da, hai, ce tare! L-a pus pe bunicul la culcare. Deci vedeți că după ce după și să hocoșesc, la sfârșit. E o pauză. N-am văzut. Și în pauza aia voi să nu închideți. Că acolo sforie bunicul. Deci ea s-o filma sigur. Ea dacă filmează,
îmi intră în cloud. Eu când fac video, văd ce-a făcut, ce-a filmat. Habar n-am avut că ea s-a filmat. La fel ca și eu și acum cu bunicul. O să vedeți voi. Atâta ești de mădărită. Ia ce cuvinte, Natalia. Toată lumea o vede. Da. Și când are nervi, spune, tati! Ce faină, măi, cum să știu așa ceva? Da, ne bate, cum bate Sonic pe Robotnik. Ocul și pe Carmen. Ca pe bun, cafea este, nu trebuie să... Nu ne trebuie și cafea, două cafele mai lungi. Este cafea. Nu, hai, dar dacă mie mi-e cald. Dar nu așa. Mami stresată. Că vrea să-i facă mâncare. Da. Uite, mâncă McDonald's! Ești ceva acum așa, da, special? Da, sau... da. Și sau când au ce? Când merem acasă, bine? Nu. No. Dacă vrea să fac. Ai grijă paharul să... Am văzut, l-am dat. Da, dacă nu te ajută, zici că ai făcut intermitent până la ora. Da. Post intermitent. Post intermitent. Nu-i nimica, că te pun pe bandă. Fii atent că deja ai venit idei. Poate faci și Duca Florica în loc să alergi trupul ăia. Nu m-am comparat. Eu am făcut sport de performanță, oh. Să putea să rezist. Am înțeles. Folosești banda? Da, o folosesc. Numai aste două zile nu am folosit-o, că am fost foarte obosit de la răceală. De la răceală. Dar îmi bine acum. Dar o vrut să mă ia să mă pună la pământ. Toți tu și am încercat, da. O început să mă doară aici ganglionii limfatici de la gât și au început să mă... Pătrahee. Să mă zgârie pătrahee, să strănu, să-mi curgă nasul, dar am luat puternic vitamine de la Secom și imediat o stopat în două zile. Nu am luat nimic. Eu sunt vaccinată și nu vreau să iau nimic. Eu dacă nu iau... Serio, nu te rădea, am anticlipat de făcut. Mi-l fac în fiecare an. Deși ia soțul, ia ăla mic, acum toată lumea din familie, mai beau și eu, mai lasă-le în supărare. Da, pe bune. Când... Deci eu dacă nu luam, trebuia să iau antibiotic, că nu mai nu scăpam. Natalia, dai cu mine jos. Nu pot să zic că, dar și soțul e mai sensibil așa, să știi. Și ăsta mic, nu-ți mai spun că așa s-a alergetat, tă cu bretonul nu-i în vânt. Mă lasă-mă, mă. Deci pune tot felul de prostii, te spăla pe cap, mă, pe fribul ăsta, pe beton. Da. Rămâne fără păr. I-am spus, dați-i pace. Spune când trebuie să te însuși. Nu mai e prost, nu mai e prost, îți copii. Face implant, că toată lumea merge la Turcia la implant. Nu, no, da. I-am spus. Imediat o dă replică. Da. Când... Da. Au ăștia acum bunica... Replice, n-avem noi întrebări. Da, Dacian, când mergea la școală și era plin... Hai, mă! Ia, mă, ia pe mine acum exemplu. Și tatăl meu a făcut la fel. Căciula o punea în buzunar de la poartă. La noi a fost, la noi genetic, mami. Nu că m-a înghețat părul acum. Ia, asta, tot asta susține. Taică meu iară, Ichel. Unchiul meu iară. Da, verișorii mei din partea bărbătească îs cât îs. Dani, Cristi... Mami, Dani, Cristi, Marius, ălălalt, nu, nu, în fine, trei dintre ei toți sunt pleșuri ca mine. Deci, merg așa pe linie. Da, da, da. Asta e. Ca norocul că partea femeiască din familia noastră e ok. Da, micuța are un păr, deci e alunatic. Seamănă pe bunica. Am avut... Dar nu mai am văzut fotografia. Anca, deci cum are Natalia acum, Anca. Nu, bine, eu închei filmarea noastră și mergem imediat acasă. Deci mâine vine fetele de la Macu Galben la noi și face tiramisu. Așa le-am hotărât. Așa rămâne, nu mai ne... Ce să ne schimbăm atâta?
că după aia mai vine poliția la mine acasă, că n-am făcut tiramisu. Poliția și la voi, și la... Da, durează, na, blacul până îl faci crema. Durează, durează. Da, durează mai mult. Tiramisul merge mai repede. Tiramisul faci de plăcere, țac-țac, imediat. Într-o sâmbătă, eventual. Într-o sâmbătă. Da? Facem și totul. Nu, bine. Când mai vine Carmen data viitoare, nu? Într-o sâmbătă să fie... Carmen. Mulțumesc, domnul președinte. Toată stima. Întâlnirea copetarilor, patiserilor, întâlnire de gradul zero. Facem. Ok. Da, bine, eu închei acum filmarea noastră, că am filmat, am fost la plimbare. Ai luat lapte? Da. Ok. Am fost la plimbare pe la CURT, pe la CBA. Și am venit după aia la voi. Acum mergem acasă să facem ceva de mâncare. V-am lăsat. La revedere! La revedere! Ați găsit ceva la cort? Primii flori plantați pe anul ăsta au pus Natalia cu bunica. Ghiocei! Dar tu ce mai vrei să faci? Nu rupe! Tati! Nu rupe! Acum i-am pus! Ce? Las că ai înăuntru! Ai înăuntru! Nu, ăștia-s. A, ăștia sunt noștri de acasă? Da, destul! Da. Vrei să nu calci acolo? Mai arătăm ce am cumpărat? Da, arătăm. Ăștia am cumpărat acum, i-am pus, dar i-au rupt de dincolo. Aha. Da. Deci, acum e așa rotund aici, okay. Știi? Uh-huh. Și este și aici. Și avem și la ghiocei. Ei place să-și pună în păhărel la măsuța ei. No, poftă bună. Da, dar l-am acasă. Aha. Din păcate, am schimbat. Da? Oh, ce vă... Acum văd că e mult dat. Sunt acasă, vă arătăm scurt ce am cumpărat, că mami e foarte grăbită să pună mâncarea la cuptor. Oh, e spartă! Hai că s-a venit, cum se spartă? Ăsta a fost poporul. Uitați, uitați aici ce am cumpărat. Natalia, spune-i la Natalia. Lasă, când facem gălăgie atâta. Natalia, Natalia. Uite, știe, Carmen. Știe. Da, uite, ăsta, când vine Paștele, altul ou nu-ți mai au. Ups. Asta e cafea mea. Doamne, ți-ți mulțumesc. Nu mai urla, că zici că e grădină zoologică. Ce face așa grădinie? Să mă dărește. Ăsta să-i placă la Carmen de dimineață. Îi dă curcan. O să-l fierb și mâncăm cu muștar. Și cu pișcă. Acestea sunt șapoanele care s-au cumpărat Angelica. Cu Mickey Mouse. Dacă nu mai mă duc la Austria și la Germania, luăm de aici un pic mai scump. Că la Germania l-aș fi luat cu 1,65. Cam așa ceva, poate și mai ieftine. Aici îți păstă 2. Dar nu cu mult diferență. Da, și uite aici găsesc. Asta e ciocolată. Asta e Natalia. Asta e pentru Ciuciu, să-l prind de coadă. Sau? A, nu. E mai an. Natalia, pe Pepi-l poți să-l prind de coadă. Farb pastem. În rot, grün, blau, un gelb. Ește ne. Da. Am găsit. Fain. De la Reve. Da. Mă, dacă o fi bun... Ajută-te. Vedem.
prost ca te pață. Asta e suc asta. Acesta este suc. Acesta unguresc, este suc? Se numește Marca, Marcia, nu știu cum îi spune. Carmen nu-l cunoaște, noi îl cunoaștem, e bun, e bun. 6. E chiar fain. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bucăți. Mm-hmm. Și cât ai dat pe ele? Poate foarte ieftin. Da, stai, cât a fost? 8 lei? 8 lei? 8 lei. În jur de 100 de lei, cam așa. Da, asta. Da. A fost chiar. Asta, da. Am luat da. Lapte pentru să fac... Iaurt. Iaurt. Deci atât da. Îmi place de mult iaurtul de dimineață. O să vorbesc și eu? Nu. Dar da. M-a învățat o doamnă care vinde laptele să cumpăr iaurt grecesc. Acum o să vorbesc. Da. Să cumpăr iaurt grecesc, a spus că nu iasă așa acru. Da, e mai gras asta. Da. E 10% și grăsime. Am luat iaurt grecesc. Deci vă rog să mă credeți că nu-mi place alt iaurt decât face față de ce facem noi. Mult mai fain. Și în bucătare. La vegeta. În bucătare. Da, da. Știu că tot bine s-a făcut. Bine s-a făcut. Eu mă abțin de la comentarii. Da. Mami, nu i-a plăcut că o arătat? Că am luat vegeta că păi eu... Păi alta nu a fost, nu aia care tot luăm noi de obicei. Acum și voi. Aia care am luăm noi de obicei nu a fost. Faceți cumva să nu mai o pungă aia că am amețit deja. Gata. Deci, acestea au fost cumpărăturile noastre. Mâine... Lasă-mă să termine. Mâine așteptăm fetele de la Macu Galben cu băuturi. E, da, astea să lucrar, mi le duce acasă. Serios? Da. Deci nu ai luat când am spus eu să iei pentru noi, n-ai luat? Am uitat, serios. Ai uitat? Da, am uitat. Pur și simplu am uitat. Tu o să-ți ia. Lasă că mă duc și să o iau mâine. Adică de seară că mă duc la Lider să iau... Exact. No, atunci mascarpone. Le așteptăm pe fete cu lapte. Iaurt! Iaurt! Cu iaurt! Cu iaurt! Vă dorim numai bine, pace, la revedere! La revedere! Ciao! Tunsa! Doamne, mă predau azi ție cu întreagă ființa mea. Doamne, nu lăsa pe nimeni să mă ia din mâna ta. Doamne, îți predau azi viața mea. Spală-mă în sângele-ți sfânt să te pot urma. Mâna ta de mă conduce, mă simt fericit. Sus la Domnul Tatăl meu. Doamne, îți predau azi viața mea. Spală-mă în sângele-ți spânt te pot urma. Doamne, îți predau azi viața mea.
mama. Te pot.